Ieși, mă, afară, ce vrei? Ce faci acum? Bă, am treabă, pleacă de aici. Îmi zic eu mai încolo. Da. Poți vorbi? Și mai repede, că n-am timp de vârșa. Rosa a dispariut, e... Nici copilul nu acasă. Păi și de unde vrei să știu eu? Hai, poate sun eu mai rău. Ce-ai, mă? Ce vorbești la telefon? Probleme? Da. Cu niște băieți de-ai mei. Așa. Vor să le bag o mașină pe piață. Băi, dar parcă ți interzisesem să te mai ocup de găinării de-astea. Deci dacă mă dai afară, am și eu niște relații, nu știu. Uite, poate că te dau. Stai așa, nu te așeza, nu? Ce? Nu aia, bre, altceva. Băiatul tău are o mare surpriză pentru tine. Da? Păi, Armando, sper să nu mă dezamăgești. Bravo, tată. Bravo. Hai. Să zicem că ai vrea să te duci în dormitor la tine acum. Ce ți-ai dorit tu cel mai mult pe lumea asta să găsești acolo? Zi, bre! Zi! Stai, bre! Ia, poftiți! Ieși, mă, afară, mă, nu tu, prostul, dracu. Nu ăsta, bre. Ce aveți, te-a ținut nebunit de tot. Foarte tare. Stai cum îți strici tu surpriza, hă? Te bași tu în seamă. Eu știam ce faci tu acolo. Ce puteam să fac, să-i pun bombe lui tata? Ce făceam? Crezi că ești bună, mă, da, să-mi fac și în seamă. Nu pot să fac și eu lucruri bune, sau cum e? Bă, până acum n-ai prea cu tot. Ești nebun. Hai, pune ceva să bem, că mă simt bine. Hai la tata. Oh, îți mulțumesc că mi l-ai adus pe tiță înapoi. Bravo. Păi nu-i bine, tată și frățiorul meu. Bă, unde-i Roza? De ce ai făcut tu chestia asta? Păi ce vrei să fac, tată? Să-i zic să rămână, mamă? Hă? De ce, mamă? De ce ai făcut, mă, chestia asta? Păi nu trebuia să mă aduci aici! Că am și eu niște lucruri să-i spun! Ce lucru ești așa, măi, Armando? Bă, că faci un lucru! Fă-l mă la capă, bă, dar mare, domnul tău! Te bă, faci tu. Tot eu, domnul. Fraier sunt eu. Ce trebuia să fac? Să iau în brață, să o pup, ce să-i fac? Hă? Nu mai beau, mă, ia de aici, că mă îmbăși, după aia te iau și la bătaie pe aici. Pleacă, dracu, știu de aici. Îmi plui de nervi și tu. Ce-ai făcut, mă, cu Roza? Bă, ce-i treaba ta, mă? Tu de unde dracu ai apărut? Hă? Du-te-n treaba ta, n-ai treabă. Lasă-mă. Lasă-mă că am nervi, trăiască familia ta, lasă-mă. Mai trăiește? Dar de ce vrei tu, mă, să știi dacă trăiește? Ce, vrei să te duci tu să o salvezi sau ce? Hă? Faci tu pe băiatul bun? Ce vrei? Că nu înțeleg. Frate, eram curios și eu, ce nu mai ții la discuție sau ce? Nu, nu mai țin, nu vreau să vorbesc cu tine. E bine? Ce vrei să fac? M-am dus, am găsit-o și n-am avut decât cuțit la mine. M-am apucat și am jucat X0 pe ea. Altceva, mai vrei să știi? Și am aruncat într-un canal. Mulțumit? Acum du-te, să trăiască familia ta, lasă-mă. Curva, drept. Cam asta mi-a zis mie Fabrițiu, hă? Păi și la cine mai gândim? Păi să ne întoarcem acolo. Ce dracu, și așa m-a săturat de țigănie asta până peste cap. Da, ai 100 de milioane? Mai lichizi? O să verific, dar... Nu, no, nu, nu știu, nu cred. Nu cred că am atelichizat. Fabrițiu, buongiorno! Come stai? Buongiorno. Senti, Paolo. Mi rimane prendere un caffè? No, 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 tempo. Senti, Paolo, Regina è diventata famosa e io non so niente perché? Non capisco. Regina sale sulle copertine delle
Reviste? E tu non ne dici niente? De femeie, bă, ce curvă. Noi stăteam, ne făceam griji pentru ea, dacă are ce să mănânce, ce să bea. Și ea rupe coperțile la reviste. Bă, ce hal de mizerie de femeie n-am văzut în viață. Hai, gata. Pe unde e încă? Cred că la el în cameră. Ia, du-te și acum, cu ce? Te duceai cu revista? Lasă-mă aici, mulțumesc. Cosmine, tu o mai cauți pe Regina? Da. Și nu o să încetez să o caut până nu o să o găsesc. Păi nu o mai căuta. De ce? Ți-a găsit-o Fabrizio. Unde? Dove l-ai preda? A dat la albergo. Ți-a găsit-o în holul unui hotel, mă. Ce făcea acolo? Stătea întinsă pe un raf de reviste. Pare rău, nu înțeleg. Face asta pe prost. Vezi, doamne, nu știe. Adică tu... din gură. Lasă-mă în pace. Ce e de cu te las, mă? Mă lasă, gata. Lasă-mă în pace. Și-a regăsit iubita. Cosmin? Hai, sărută-ți mireasa și dă revista înapoi lui Fabrizio. Sau dacă vrei să petreci cu ea toată noaptea, înapoiază-i contravaloarea. No, Ron. Unde-i Cosmino? Păi s-a dus la aia, la revistă, să o găsească pe Regina. Mm-hmm. Trebuia să mă duc și eu cu el, nu? Păi trebuia să te duci și tu. Prost. Acum ce să faci? Senti, Paolo, de vandare ulei la tot discul ăsta. Aurici, ce garanție o eu? E Rosolino dimenticherà la sua vendetta. Lui non dimentica. E non perdona mai. La mia parola non ti basta? Basta. Quando credi che avrai i soldi? Massimo 2 settimane. È perfetto. Ci vediamo a Palermo. Sì. Ciao. Ciao ragazzi. Buona Armando. Vai, buonasera.
Ce mai faci? Bine. Ia stai așa, că am puțină treabă. Bă, vezi că vrea tata să vorbească cu tine. Ce-am făcut eu acum? Păi tu ai auzit ce ți-am zis? Vrea tata să vorbească cu tine neapărat. Da, mă, vin, decizia-i luată. Dar ce-am făcut eu? Nu știu, te-ai aplicat pe aici, nu te mai aplica, te rog eu frumos, că nu stă bine deloc. Dar blazonul l-ai văzut? Ce să văd? Tatuajul meu. N-am văzut prin niciun tatuaj. Vezi, fă, pe ce arăt eu și ce înțelege el? El înțelege exact porumbelul. Finala Legii Campionilor este o ocazie unică de a valorifica la maxim cel mai frumos oraș din lume. Obiectivul nostru este organizarea cele mai frumoase finale văzute vreodată, a declarat șeful Comitetului Organizatorii al finalei de muzică al Legii.